O Românie cu proiecte pentru viitor. O Românie care își pune resursele în mișcare cu înțelepciune. Pentru ca românii să aibă locuri de muncă aici, în țară. O Românie mai curată și mai fericită. Cu toții ne dorim același lucru. O Românie mai puternică, cu energie din Marea Neagră. OMV Petrom. Energia pentru o viață mai bună. Nu pricep, domne. Serios. A trecut un an de pandemie și eu tot nu înțeleg. Nu înțeleg, de pildă, de ce vorbim despre aceleași lucruri. Adică nu le rezolvăm, dar vorbim despre ele din ce în ce mai tare. Da, cu cât trece timpul, pare că noi credem că vom rezolva ceva dacă vorbim despre unele subiecte din ce în ce mai vehement. Ia să țipăm, poate se rezolvă. Poate se sperie problema și se rezolvă, nu? Uite, eu nu înțeleg faza asta cu noile măsuri. L-am auzit pe Arafat vorbind azi. Decalarea programului de muncă este foarte importantă. Nu, serios, ce e asta? Ce e asta? Fraților, n-am avut discuția asta acum niște luni bune, când se anunța valul al treilea și nu se terminase încă valul al doilea? N-am zis atunci că asta facem tocmai ca să nu fie mulți aglomerați pe la metrou, prin mijloacele de transport, prin microbuzele care fac curse din Ilfov spre București, din toate localitățile din țară, în orașe, unde lucrează cetățenii? Hă? Nu așa stabiliseră? Nu, serios, că poate m-am tâmpit eu de tot, domne. Nu așa rămăsese? Și acum ce să vezi? Hei, iată la ce ne-am gândit, dragi români. Ce ar fi dacă... Alo! Păi nu așa ar fi trebuit deja să fie? Și atunci întreb. Cine ar fi trebuit, domne, să se ocupe ca asta să se întâmple și nu s-a ocupat? Cine sunt cretinii, adică instituția, instituțiile și șefii de acolo, care au avut asta în fișa postului și i-a durut la spate? Ca să știm și noi, nu? Adică haideți să nu ne facem că nu știm. Hai să nu ne mai luăm de fraier unii pe alții mereu. Compania respectivă sau firma respectivă trebuie să-și împartă oamenii în două grupuri. Este o obligație legală, trebuie să precizăm lucrul ăsta. Obligație, sigur. Trebuie să facă acest lucru. Acum, oamenii, când să decalăm programul lor, trebuie să vedem ei cum vin la serviciu. Poftim, declarație făcută la începutul lunii noiembrie, anul trecut. Nu știu, mă, e atât de prost filmul ăsta făcut de coaliția de centru noaptea. Bă, măcar la pesediști era o luptă, știi? Cumva, adică știai că ăia scoți și că vor să fure toată ziua și stăteai cu ochii pe ei. Și dă-i și luptă și ăi și... Ăștia sunt doar din calea afară de proști și vor doar să taie. Da, mă, pasiunea lor, tăiatul. De 5 luni așadar s-a spus, bă, să se decaleze programul celor care muncesc și multă muncă de acasă, acolo unde se poate. Uite, noi mai suntem aici 5 oameni din peste 20. Și nu de acum, de anul trecut din luna martie. De ce? Pentru că responsabilitate, da. Ei bine, eu zic că astfel de chestii îi fac pe mulți să zică ia gata mă că eu plec pe străzi, mă doare la bască de restricțiile voastre. Și e normal ca oamenii să aibă astfel de porniri când tu, stat, te comporți absolut imbecil. Și încă una la fel. La magazin toată lumea merge și dacă le lăsăm deschise până la 24, tot toată lumea va merge. Dacă circulația se interzice la ora 20 și la ora 20, atunci cu două ore înainte, într-adevăr, magazinele se opresc pentru ca oamenii că se poată să ajungă acasă și lucrătorii din magazine să ajungă acasă. Tati, avem și noi o măsură care cred că a funcționat. Să fie doar 10 sau 20 de oameni în același timp într-un magazin, într-un spațiu. Vă amintiți? Nu intrai, domne, într-o farmacie, într-un supermarket, niciunde anul trecut, decât într-o anumită limită de persoane. Și stăteau oamenii afară, unde cineva din partea comerciantului respectiv avea grijă să se păstreze distanța. A fost așa anul trecut. Știu că mergeam cu mașina prin oraș și opream la magazinul la care erau cei mai puțini oameni la coadă, afară. De ce nu funcționa mai bine acea măsură decât asta cu reducerea orelor? Scopul e să nu fie oameni înghesuiți în magazine, nu? Atunci de ce nu limităm numărul de oameni care să fie în același timp într-un spațiu anume?
Adică întreb, de ce nu facem ce e mai logic și cu impact imediat? De ce? Plus, sunt măsuri care nu te enervează, domne, atât de tare. Ok, stai nițel afară, aștepți, dar faci cumpărături când vrei tu, când ai tu timp. Apropo de enervanți, penelistul Loreanu spune că CNA ar trebui să interzică antivacciniștii sau, mă rog, pe omul ăsta nu prea l-ajută nici așa, nici limba, nici nu se poate exprima, dar voia și el, domne, niște interdicții. Eu cred că CNA-ul poate să analizeze și să vadă acele metode, acele mijloace, acele argumente care nu sunt justificate științific să fie interzise, a fi promovate pentru a nu impacta în mod negativ. Interdicții, moartea voastră, interdicțiile și tăierile. Bă, vorbiți mult prea mult doar de interdicții și de aia nu, ailaltă nu. Mai relaxați-vă un pic cu prostiile astea. Prezentați-mă în fiecare zi și ce ați făcut voi pozitiv. Zilnic ar trebui să știm ce mama zmeilor ați făcut. Că iar ne dați impresia asta de stat polițienesc. Vorba peluzelor. România, stat polițienesc, stat... Mă scuzați. Și ne enervați, mă, și mai tare cu această atitudine. Și apoi vă mirați că vă înjurăm. Ce propune nenea ăsta e o tâmpenie. Să cerceteze, deci, unii cine are dreptul să apară la TV și cine nu? Să facem o comisie, a? Să anchetăm, să punem ștampile pe unii și pe alții. Tu ai voie, tu n-ai voie. Sigur că e multă lipsă de responsabilitate și în presă. Sigur că e multă mizerie. Unii trăiesc din asta. Dar nu aceasta este calea, cenzura. Cumetre, du-te să te pup cu Putin, mă, pe gură, da. Lui poate să-i placă o tâmpenie în asta. La fel cu cei care ies în stradă. Lăsați-vă, fraților, să iasă în stradă. Lăsați-i să protesteze. Ce dacă ies în stradă? Nu le mai ziceți, bă, toată ziua că sunt teroriști, că nu știu ce. Dar voi cum sunteți, câțule, că nu testați? A? Voi cum sunteți că nu produceți măști în România? Voi cum sunteți că băgați sute de milioane de euro din testele pe care și le fac oamenii din banii lor în buzunarele clinicilor private? Competenții sufletului. Chiar, frate, nu se găsește un avocat șmecher să facă o plângere pe terorism, pe atac la siguranța națională, la sănătatea publică, pe numele acestui guvern? Na. Pe de altă parte, băieții ăștia au zis de la început ce gânduri au, domne, cu noi, cu țara. Uite, domnul Câțu, dacă doriți să revedeți. Amendamentele USR, mare parte au fost aprobate. Chiar dacă unele dintre ele nu au fost, să știți că unele dintre ele nu au fost în interesul cetățenilor, le-am aprobat și ce pe acelea. Mă rog, în altă ordine de idei... Libertate! Jos dictatura medicală! Jos dictatura! Sus Horeca! Jos dictatura! Libertate! Jos dictatura! Libertate! Gata? Ce-i cu voi aici? Nu știți să bateți la ușă? Serios? Ai ușă ce ai tu acolo? Nu mai avem. Suntem la protest. Ce protest e ăsta? Sunteți de aia anti-bodniță? Băi, ai grijă cum vorbești, ca să nu... Nu, serios, nu vreau să fac mișto de voi, să vă jignesc, dar vreau doar să știu de ce ați ieșit în stradă. Mai ales că e carantină de noapte acum, e ilegal ce faceți voi. Sincer, vrei să știi de ce am ieșit din casă? Normal, dacă tot a spart ușa acum. Hai? Am ieșit pentru că ne plictisim în casă. N-avem ce. Și acum s-a făcut și ziua mai mare. Ce să facem? Să ne culcăm odată cu găinile? Vrem și noi să ne distrăm, că doar suntem tineri. Vrem să mai ieșim și noi în oraș, mai vedem lumea. Da. Na. Serios? La protest? Păi da, unde în altă parte? Dacă au închis cârciumile, au închis tot. Da, zi-ne tu unde să mergem și mergem. Da. Mai aveți aia și voi, mă, oameni buni, puțină răbdare, mă, să se vaccineze lumea, să treacă valul 3. Da, și să vină valul 4. Ce crezi, că eu nu știu să număr? Păi, ai grijă cum vorbești, că ești cam obraznic așa, da? Da? Tu cumva ești cu Bill Gates, cu ăștia, cu oculta, cu... Hai, domne, eu nu sunt cu nimeni, lasă-mă în pace. Și nu vrei să fii cu noi? Mă, ce faci, îl invit și pe el? Păi da, că e frumos așa...
să fim mai mulți, că ne distrăm mai bine. N-ai văzut ce mișto era la metrou? Mă scuzați numai puțin, mă scuzați că intervin aici la mine, da, în platou. Unde era mișto la metrou? La Protest, da, la metrou vineri. A fost super tare, era, nu știu, așa, cu lume, mult. Am vrut și noi să protestăm, dar nu ne-au lăsat, mă rog. Da, am vrut de distracție. De... N-avem voie. Dar nu ne-au lăsat. De ce? Da, căci că au găsit ei o tehnicalitate din asta, că nu suntem lucrători la metrou. Dar e o mare prostie, pentru că, da? Știți de ce? Eu când am demers mult cu metrou, îmi iau și ceva de cusut la mine. Da, măi, ăsta chiar e abuz. Da. Ah, clar, clar. Pf, e un abuz, este... Da, stați numai puțin să văd dacă am înțeles bine, că nu... Deci, voi protestați doar ca să mai ieșiți în oraș, a? Că vă plictisiți în casă? Exact, da. Da. Incredibil. Deci nu e că ați avea ceva împotriva măsurilor. Nu, din potrivă. Nu? Chiar ne bucurăm că se închide orașul la ora 8. Măcar nu mai e nimeni pe stradă și putem să protestăm și noi în siguranță, bine, fără grijă că ne infectăm. Nu suntem un frate, îți dai seama că... Da, deci noi facem totul în condiții de maximă siguranță, doar e pandemie. Okay. Da. Păi și ce era cu scandările alea, uite, și cu pancartele, păi... fără restricții, jos dictatura medicală? Da, așa e cântecul și în altul nu știm. Ce să... Nu vreți să veniți cu noi? Nu, eu mai am aici niște. Dar mergeți voi înainte și vin și eu, da? Da, ne găsiți în Piața Victoriei. Bine, bine. Vă așteptăm, vă așteptăm. Bine, la revedere. Libertate! Sus Horeca! Jos dictatura! Jos dictatura! Ce? Și oricum sunt probleme mult mai mari decât ce ați auzit până acum. Nu știu cât mai rezistăm cu măsurile idiote ale actualului guvern, dar ce facem, oameni buni? Ce facem că rămânem fără hârtie igienică? Vax populi. Dacă rămâneți fără hârtie igienică, ce faceți? Păi, de multe ori am luat și păi de caiet, care am fost, da, de la caiet de când am fost la școală. Mă scuzați, ies pe, dar asta este, ce? La urmă trebuie să facem ceva. Normal, dar nu o să ridicăm pantalonul, așa ne... Și până la urmă se pare foarte dure măsurile astea. Ei au prea mulți bani, noi n-avem deloc. Ei dau buzunarele și eu cu ce să fac? Cu 1.400 pe care am ajutorul social? Că foarte multă lume a cumpărat baxuri, ați văzut cum se cumpără cu așa? Poate să vină o criză a hârtiei igienice, să nu mai fie. Ne descurcăm și fără hârtie igienică, găsim alte metode? Și dacă o să nu... Ce facem dacă nu avem hârtie igienică? Batiștii, chisii. Nu vă îngrijorează o criză asta? Nu, batiștii... Ce să mai fi... afară de hârtie igienică. Ce mai merge? Găsim soluții, nu? Găsim, uite, hârtie igienică. Ce facem? Cum ne descurcăm dacă vine o criză la hârtie? La noi, la țară aici, aveam ciocan din aia, coceni din aia, știți? Frunzi din ale și chiar ne-am cu cineva într-o zi. Merg. De nevoie ce să faci? Dar cei de la bloc, pentru cei de la bloc, ce soluție aveți? Nu, pentru la bloc era. Nu. Ați văzut că... psihologic pică, că stai și turbezi ca să mă bagi în carantină 14 zile. Eu dacă am fost învățat hârbar să mă țină 14 zile în carantină, păi nebunesc. Dar la țară aici am ce face. Ce faceți dacă rămâneți fără? Avem și alte soluții, zic. Ce să facem? Ce aduci? Păi luăm. Dar fără hârtie igienică ce faceți? Nu, stai, e normal, te duci la WC-ul să o ștergi ceva, cumva. Tot îți trebuie. Dar alte soluții, alternative așa, nu găsim? Dacă nu avem hârtie, ce să folosim? Este până acum, trebuie soluții de detergent din ala, cu tare, la cutii din alea. Să folosim astea în loc de hârtie igienică? Se mai folosește, te mai ștești pe o petică, poate dacă n-ai hârtie atunci în timpul ăla. Ajungem și în criza hârtiei igienice, nu știu dacă ați auzit, rămânești fără hârtie igienică? Da, mai nu ia și gâtul și casă. Ce facem fără hârtie igienică, ne desfurcăm? Păi, cum făcea bunii și înainte, să ștergea cu acen, cu, mă rog, cu ce avea o... Am ajuns și aici. Asta e. Alte variante, dacă ajungem în criză, care ar fi în afară de coceni, ce putem să mai folosim? Nu mai ne ștergem. Ce soluție avem? Poate nu s-o întâmpla așa ceva. Dar să spunem că se întâmplă. Dacă rămâneți fără hârtie, ce facem? Ce soluție avem de rezervă? Bă, eu mai am acolo niște reviste de alea. Și altceva. Sunt bune revistele? Sunt vechi, nu... Sunt bune, să le folosim până... Da. Deci noastră mergeți pe reviste. Da, ce să faci? Dacă nu, dacă o fi criza asta de hârtie. Sunteți pregătit până la urmă pentru criza asta cu alte soluții, în afară de reviste?
Nu am nimic. Așteptați să ajungem în 2021 la o criză asta, la criza hârtiei igienice? Păi, fratelor, mai rău ne așteptăm. Mai rău. Unde o să ajung? În epoca de piatră. Aia ce foloseau pe vremea? Treaba lor. Dacă e epoca de piatră, nu era altă piatră.